Domnul Mititelu se căsătorește și divorțează mai repede decât Bahmuțeanca cu domnul Prigoană. Deranjează. Deranjează lucrurile astea. Băi, stai puțin, mă. Ce părere aveți, mă, de a 10-a de scalecare? Stai puțin, Robert. Florine? Nu, nu știu ce să mai zic. Chiar nu știu ce să mai zic. Unic? Clar unic. Nu cred că există așa ceva. Deci Mititelu nu știu ce performanță o să aibă, dar sigur a intrat în istoria fotbalului mondial. Și a zis, mi se pare, la ultima dată că gata, s-a terminat, e ultima înainte, oară. Da? Nu, și cu două zile înainte. Hai, domnule, terminați cu glumele astea, cu Napoli, e subiect, cu două zile înainte. Ai înțeles? După aia s-a trezit iar în pat cu Napoli. Eu zic să aplice pentru Guinness Book. Cum? Să aplice pentru Guinness Book. Zi-mă, Covra, tu că mi-ai auzit așa ceva, mă, cum să-l aduci mai 10 oară? Mă, câtă lipsă de imaginație. Vrea să facă 11, toți jucătorii. Știi? Îl aduce și a, asta e penultima oară? Da, mai să mai vin o dată. Vrea să facă 11? 11, bă, da. Andrei. Bă, Andrei, cum să-l aduci mai 10 oară? Bă, crede-mă, e unic, nu că... Crede-mă, nici la extraterestri nu există așa dar ceva. Dar nu înțeleg de ce îl mai dă afară și nu lasă manager acolo. A? Chiar dacă schimba antrenorul. Să lasă manager. Nu vrea să nu, până și Vochin, echilibratul Vochin și-a pierdut vorbele. Nu mai are vorbele la el. Păi nu, dar omului așa îi place. Că ce vrei, dacă domnului Mititelu așa îi place. Că aici e vorba de plăcut, nu mai despre competențe, despre așa ceva. Ce așa îi place omului. Dacă așa îi place, ce avem noi cu domnia sa? Hai mă, că-s comici. Păi și noi n-avem voie, comici, să, adică n-avem voie să râdem. Adică, mai nu... adică, cum să zic, comici, adică comicărie. Mă auzi, Stan și Bran sunt copii pe lângă ce se întâmplă cu Mititelu la Craiova și cu Napoli. Ce face rating? Lacrima, zâmbetul. Da, păi asta e. Mă auzi, mă, Robert, cum mă să-l cheme a 10-a oară? Păi în lipsă de soluții, păi ne spunea acum două zile să nu se mai bage în seamă în Napoli, rămâne prietenul meu, dar gata, e un capitol închis. Și Napoli era în aeroport. Napoli și era la check-in. M-au și când s-au întâlnit, știi, șarpele ăla ca din Cartea Junglei. Așa cred că îi face Napoli când se vede cu Mititelu. Da. Pune-mă antrenor, Adrian. Pune-mă acum antrenor, Adrian. Da, Nicolo. Da. Și auzi, Napoli și dacă făcea vudu, făcea vrăși, aia nu putea să se întoarcă de atâtea ori într-un loc, să se reîntoarcă. Să se reîncarneze! Deci jur! Bă, deci ai impresia că omul ăsta e veșnic acolo. Da. Vorba voastră acolo. De ce l-o mai da afară? Măcar schimba și el numele de vreo 3-4 ori, știi? Da, gata, bine, la acum, fel ca la să adevărat, fim vizionat, trebuie să ne punem întrebarea când îl dă afară. Yeah? Păi cum când îl dă afară? Etapa următoare. Păi asta zic, gata, s-a terminat. Dacă îl bate Rotaru, Mititelu o să iasă și o să spune nu pot să suport această umilință, e prea mult, nu pot, și eu sunt om, nu pot să suport. Eu, cei dragi, mai înțeles, n-avem cum să suportăm această umilință. L-am adus pe domnul, am crezut că poate să resusciteze corabia, dar nu, m-a bătut domnul Rotaru. Nicolo, te anunț oficial că ești demis, înțelegi? N-am cum să trec peste asta, Nicolo. Înțelegi? Bine, da, îl pune de gura suporterilor, știi, nu? Asta e din gura suporterilor, credem. Că nu l-aș fi pus. Pe de o parte, domnul Mititelu, ok, că nu găsește soluții din diferite motive, dar și domnul Napoli să tot vii. Nici domnul Napoli nu găsește soluții din diferite motive. Dar unde a mai antrenat Napoli în afară de universitate? E singura echipă, ascultați-mă, scuzați-mă că vă întrerup. E singura echipă pe care o poate antrena. Da. Nu există altă echipă. Păi de 20 de ani a antrenat doar Craiova domnului Mititelu. Da. N-are unde poate. Nu poate să antreneze. Poate dacă tot stă atâta pe drumuri, poate fac ăștia selecționat acum cu Schengenul, Terestru și Aian, poate fac selecționat a vameșilor. Sau nu știu, a personalului de bord. Băi, de la auzi, mă, Robert, Robert, lasă-mă că sunt simpatici, are dreptate, Andrei. Sunt simpatici. Pe de altă parte, să știi că pe de altă parte, Napoli de câte ori a venit la Craiova a făcut treabă. Păi da, primele două etape, după aia vine următorul. A făcut treabă, de-aia a plecat de 10 ori. Da, de 9 ori. Vorba lui Gardo, și a făcut treabă, de-aia a plecat de 9 ori. Nu e de lungă durată, păi a și spus domnul Mititelu. Dragostea adevărată, mai înțeles, uneori nu ține mult. Știi cum e, da? Creează șocul la echipă și pe urmă gata. Între Mititelu și Napoli este dragoste cu năbădăi. Aia e cea mai mișto. Da. Care se duce peste, cum ai zis tu, Adriana cu Bahmuțeanu, peste veacuri. Da. Sfidează decenile.
Robert. Nu, lor le place să se împace. Da, exact. De-aia sunt tot cea. Le place împăcarea, știi? E dulce împăcarea. Da, 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 da.